Un incendiu puternic a lăsat o familie din municipiul Drobeta-Turnu-Severin pe drumuri chiar în preajma sărbătorilor de iarnă. Oamenii cu suflet mare au dorit să ajute fiecare cu cât a putut pentru a sprijini această familie care trece prin momente dificile. Un incendiu izbucnit în urmă cu ceva timp în Drobeta-Turnu-Severin a lăsat fără agonisarea de viață o familie din municipiu. Flăcările au afectat locuința în proporție de 90%, iar în câteva minute au rămas pe străzi. Acum sunt ajutați de către prieteni care îi găzduiesc, situația fiind una extrem de dificilă. Dacă pentru restul oamenilor perioada sărbătorilor de iarnă este una plină de speranță, bucurie și întâlnire cu cei dragi, pentru această familie este un moment de cumpănă, însă oamenii cu suflet mare vin în sprijinul acestei familii greu încercate de soartă. Am luat inițiativa de a veni în ajutorul a două suflete greu încercate, deoarece povestea lor m-a impresionat și m-a mișcat foarte mult, așa că am vrut să lansez și celor din jurul meu această provocare și au răspuns cu prezent Nicolae și Loredana Stoichiță împreună cu copiii pe care aceștia îi coordonează la școala de steluțe muzicale. Vreau să le mulțumesc pe această cale atât lor cât și dumneavoastră echipei Mehedințiul meu pentru implicare și ajutor și de ce nu îți mulțumesc ție celui din fața ecranului pentru fiecare faptă bună pe care ai făcut-o la rândul tău. Cred cu tărie că stă în putința fiecăruia dintre noi să facem o faptă bună zi de zi și am vrut să mergem pe acel model, fii tu schimbarea, fă-i tu un bine, pentru a da exemplu și celor din jurul nostru că oricând putem ajuta un alt semen de-al nostru. Și astfel de momente sunt ocazii ideale prin care putem demonstra că avem compasiune, iubire și grijă față de aproapele nostru. Astfel, Violeta Pistol, în colaborare cu Steluțele Muzicale, alături de Loredana și Nicolae Stoichiță, au dorit să aducă un zâmbet pe buze acestei familii. Suntem români cu toții și trebuie să ne ajutăm semenii. Și am vrut pe această cale să putem contribui și noi cu o sumă modică, să zic așa, pentru un caz nefericit, din păcate, pentru niște semeni de-ai noștri. Sperăm să îi fim de folos prin ajutorul acesta. Povestea cu adevărat impresionantă a ajuns la inimile lor, dorind să-și ajute semenii mai puțin norocoși. Totodată, toți cei care doresc să ajute o pot face în continuare. Haideți să fim mai buni în perioada sărbătorilor de iarnă.